ora 16. Bine v-am găsit la Politica Zilei. A fost o zi agitată la guvern pentru că se încearcă găsirea unei soluții în criza Blue Air. Practic, după suspendarea tuturor zborurilor de către compania românească Blue Air, statul acordă un ajutor de 5 milioane de lei pentru Tarom pentru a merge să aducă acasă românii. Problema e că Tarom spune vom depune toate eforturile, dar nu avem nici aeronavele, nici personalul pentru a face acest lucru. E foarte interesant de discutat ce s-a întâmplat în culisele acestei prăbușiri a Blue Air, pentru că până la urmă, în pandemie, au beneficiat de un ajutor din partea guvernului, au datorii în continuare foarte mari, iar blocarea conturilor produsă de AFM spun ei că de aici li s-a tras practic anularea tuturor curselor. Însă, dacă mergem pe fir, vedem că Blue Air a înființat o altă companie, foști directori, foști oameni din conducerea Blue Air sunt cei care au fondat o altă companie aeriană, Air Connect, care ar urma de săptămâna următoare să aibă deja zboruri, vorbind despre zboruri interne și externe în zona regională cu aeronave ATR. Mai mult decât atât, se discută despre faptul că Blue Air plătea sau ar trebui să plătească această taxă la AFM, în vreme ce alte companii low cost care sunt din alte state nu plătesc această taxă către statul român, către AFM. Sunt foarte multe lucruri în culisele acestei prăbușiri a Blue Air, inclusiv faptul că Blue Air a luat o linie de credit de la Exim Bank și a angajat cu 75% din acțiunile sale. De ce nu a executat statul român garanția și a preferat să poprească aceste conturi? E o discuție, însă, ce se întâmplă cu miile de români care au bilete, care sunt prin aeroporturi, uitați, umiliți, li s-a pus la dispoziție un număr de telefon. Și trebuie să știți, dacă sunteți în această situație, că în cazul anulării sau unei întârzieri mai mari de 6 ore puteți să primiți despăgubiri. Cum le va mai da Blue Air? Nu știm, pentru că au conturile blocate. Discutăm în ediția de astăzi și despre moțiunea simplă pe energie care a picat în Parlamentul României după ce PSD l-a girat pe ministrul energiei Virgil Popescu, dar Marcel Ciolacu s-a abținut de la vot. Interesant, un joc politic. Discutăm și despre un primar care și-a acordat singur un spor de 25% la salariu, nu e așa ceva frumos? Și de asemenea discutăm și despre pensiile atât de mult promise majorate, dar uitate iarăși prin sertare. Vă prezint invitații mei și ai dumneavoastră de la această oră în platou alături de mine, profesorul de economie Cristian Păun. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor. De asemenea, deputatul USR Ionuț Moșteanu. Mulțumesc foarte mult, Ionuț. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Prin legătură video Skype Marius Pașcan, prin vicepreședinte PMP. Mulțumesc foarte mult, domnule Pașcan. Să rămână, vă mulțumesc și eu pentru. Și de asemenea, prin legătură video, profesorul de economie Mircea Coșa. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor Coșa. Să rămână, doamnă, vă mulțumesc pentru invitație. Începem chiar cu acest scandal Blue Air, cu această criză și îl salut pe președintele ANPC Horia Constantinescu. Bună ziua, domnule Constantinescu. Bună ziua. Ne interesează de la dumneavoastră, că știți cu siguranță mai mult, și culisele acestei prăbușiri a Blue Air, în condițiile în care noi am înțeles chiar de la această companie că ar urma să opereze o companie înființată chiar de oameni din vechea conducere a Blue Air. Această companie să opereze de săptămâna următoare zboruri, deci practic s-a pregătit o altă companie în paralel, în timp ce românii făceau sute de mii de rezervări. Vorbim de cronica unei morți anunțate, pentru că, exact așa cum a spus, pare că toate lucrurile erau pregătite pentru ieșirea din scenă, de care eu vorbeam de încă din urmă cu două luni. Iată că lucrurile au condus către această situație. Interesant este că ceea ce ne transmitea cu nonșalanță reprezentantul companiei Blue Air la momentul la care noi încheiam documentul de control de acum două luni, și anume că da, și-au asumat punerea de piață a unor curse despre care aveau idee că nu vor putea fi duse la bun sfârșit, dar din dorința de a rezista financiar într-o perioadă ce părea total nepotrivită pentru acest tip de activitate. Iată că toate lucrurile acestea arată că se știa, exact așa cum repet spuneam, mai mult decât atât, dublat de faptul că ni se transmitea că cele 5 aeronave proprietatea Blue Air vor ieși din uz undeva la sfârșitul verii, începutul toamnei, toate lucrurile acestea arată cumva o intenție clară de a și o asumare clară de a lăsa în astfel de situații ca cea pe care o trăim la acest moment
a mai multor mii de pasageri. Vorbeam la acel moment de 73.000 deja de consumatori bătămați, cărora li se datorau în jur de 14 milioane de euro, lucru ce nu a putut fi dus la bun sfârșit, cu toate că, așa cum de asemenea bine a spus, această companie a beneficiat de un credit, de un ajutor financiar de 300 de milioane de euro. Toate aceste lucruri nu mai îmbracă, în opinia mea, o formă contravențională. Va trebui ca la un moment dat să fie evaluate și din punct de vedere penal. Nu poți să îți asumi neplata către stat a unor debite de anvergura celor pe care această companie o datorează Ministerului Mediului și tu în continuare, fără să iei în calcul eventualele popriri ca cea de acum, să continui să pui sute de mii de zboruri pe piață, știind că unele dintre acestea ar putea deveni fictive. Este un moment crucial. Vreau să înțelegem, ați vorbit mai devreme de garantarea cu 75%. Așa este, da, au garantat cu 75% din acțiuni, de așa? Dumneavoastră, nu știu care era bonitatea companiei la momentul la care au garantat un acumul de anvergură aceasta cu 75%, atât timp cât nu rezultă că ar fi avut și proprietăți sau lucruri vandabile sau executabile ulterior. Poate părea că îmi depășesc atribuțiile. Cu toate acestea, eu sunt funcționar public suspendat la acest moment pentru că ocup o funcție de demnitate publică, dar codul de procedură penală, articolul 291, spune că oricare dintre funcționarii publici avat în exercițiul activității de control trebuie, acolo unde apar lucruri cu conotații penale, să se citeze organele abilitate să facă această evaluare. Ori eu nu mă pot desprinde nici măcar moral de această obligație. Cu ce a garantat Blue Air acest împrumut fulminant? De ce nu a achitat, cum a primit banii, datoria către consumatori? De ce a continuat să pună curse pe piață la prețuri total derizorii, cum sunt cursele de, cu 18 euro de mirce destinație? Dar cine ar fi trebuit să verifice aceste lucruri, domnule Constantinescu, instituțiile statului? Unde au fost în perioada aceasta? Nu pot să răspund decât pentru autoritatea noastră. Da. Vă pot spune că la începutul acestei săptămâni, înaintea declanșării acestui ultim, sper, scandal legat de activitatea companiei Blue Air, ne-am lansat o nouă invitație primită și tratată cu reticență de către reprezentanții companiei, în sensul că ne-au amânat elaborarea răspunsurilor până la sfârșitul zilei de vineri, ceea ce amână pentru ziua de luni eventuala încheierea unui document de control. Avem informații primite de la consumatori, de la angajații acestei companii și de la oameni ce își doresc să aducă la cunoștința unei autorități informațiile pe care le gestionează. Bun, ce se întâmplă cu România acum, domnule Constantinescu? Înțelegem că vor pleca aeronave Tarom care să-i aducă acasă, dar Tarom spune că nu are suficient aeronave oricum și personal. Însă ce îi sfătuiți? Am afișat și noi numărul acela de telefon unde pot să contacteze autoritățile, dar care sunt pașii pentru românii care sunt pe aeroporturi prin întreaga lume și nu pot să ajungă acasă? La acest moment suntem într-un dialog permanent și mă refer aici la Ministerul Turismului, Ministerul Transporturilor și toți cei angrenați în această situație. Se caută inclusiv soluții alternative, dacă vorbim de destinații ce pot fi gestionate printr-un transport rutier adecvat. De asemenea, cred că este mai bine decât să doarmă în aeroport, pasagerii să poată lua un loc în autocar și să revin acasă pe cale rutieră, pentru că, așa cum spuneați, este greu de imaginat că cei 54.000 de pasageri asumați de compania Blue Air ca fiind în imposibilitatea de a fi aduși acasă cu ajutorul dânșilor, trebuie totuși să ne gândim că au școală, au serviciu, au probleme de sănătate și trebuie cumva să fie deci repartiți. Sunt 54.000 de români care au bilete Blue Air și care trebuie acum ajutați prin Tarom. Puțin așa rezultă din documentul pe care mi l-au remis cei de la compania Blue Air. Dacă permiteți, îl voi parcurge chiar acum pentru a nu vă rog emite cifre greșite. Vă rog să-mi permiteți o secundă. Vă rog, nu e nicio problemă. Îl voi deschide, dar vorbim de 54.161 într-un număr de 401 zboruri asumate ca, ca imposibil de operat de către compania Blue Air.
și 700.000 de rezervări, așa cum anunțaseră. 680 și ceva de mii, confirma reprezentantul companiei care avea, spunându-ne că așa ar trebui să tratăm lucrurile, să nu aplicăm sancțiune, pentru că periclităm cele 600 și ceva de mii de rezervări. Cred că dacă la acel moment am fi achestat ideii de a nu aplica sancțiuni, astăzi am fi fost considerați părtași măcar moral pentru tot ceea ce s-a întâmplat. Noi am considerat și atunci și acum că am făcut bine și că trebuie tras un semnal de alarmă. Nu putem să ne ascundem în spatele ideii că suntem o companie românească, așa cum tot pretind, și că atunci putem face orice ne trece prin cap. Da, să sperăm că totuși va reuși Tarom să rezolve problema. Măcar eu am văzut astăzi pasagerii pe aeroporturi explicând colegilor noștri, reporteri care erau acolo, încercau să ia prin escală și de la un 80 de euro cât era biletul lor, cu escală ajungeau la 1100 de euro. Deci vorbim de diferențe și de 10, 12, 15 ori mai mari. Oamenii nu au cum să achite aceste sume acolo pe loc în aeroport, este evident. Da. Eu cred că ne dăm cu toții seama de faptul că, așa cum am spus și mai devreme, nu poți duce la bun sfârșit o cursă ce se pretinde a fi posibilă cu o sumă de 18 până la 29 de euro. Toată această poveste pare că de la bun început nu a făcut altceva decât să atragă călători într-o situație ce se dovedește a fi, de fapt, o capcană cu conotații și cu repercusiuni mult peste puterea de imaginație a oricăruia dintre noi. Vă mulțumesc foarte mult, domnule